material, Q&A, primul de acest gen pentru o mașină nouă, alături de Sebastian Iliescu. Am zis bine, da, sau zic cum el? Am zis, da, bine, nu? Salut. Bun, Sebastian Iliescu de la BDT Ford Store, de aici, de la Vest. Am luat întrebările voastre de pe Instagram legate de Fordul Mustang cu motorul de 2,3 litri EcoBoost și le-am ales pe cele mai bune, nu cele mai confortabile, cele mai bune întrebări, și Sebastian o să ne răspundă la ele. Bun. Și avem așa, prima întrebare. Ce rival direct are Mustangul 2.3 în Europa? Da, e bună întrebare. În Europa ar fi Camaro, în România, Chevrolet, din câte știu, nu mai vinde de ceva timp. Deci, practic, în România nu are rival, în Europa ar fi Camaro. Ok, Chevrolet Camaro. Bun. Trebuie să te intereseze consumul atunci când îți cumperi un Mustang? Și pot fi subiectiv acum, dar fiecare client își cumpără mașina după nevoile și gusturile lui. Corect. Clienții mei de până acum, într-adevăr, nu s-au gândit la consum. Exact acum o săptămână m-am întâlnit cu un client care a venit la o verificare de 3000 de kilometri și mi-a spus: băi, Sebastian, surprinzător, consumă mașina vreo 13 în oraș, 11 în afară, dar nu am luat mașina asta gândindu-mă la consum. Corect. Bun. Are mai multe stele la crash testul Euro NCAP. O fi mai sigur ăsta nou, modelul cu facelift, spune un băiat, Cristi Bradu. În esență este cam aceeași mașină. Acum, într-adevăr, este o mașină americană. Americanii, când produc, nu prea se gândesc adică nu prea iau în considerare acest test Euro NCAP. Din experiență, eu am văzut că mai multe mașini produse în America pentru Europa, chiar dacă sunt produse pentru Europa, nu, producătorul american nu ia acest test în serios și atunci, nu, probabil din cauza unor criterii acolo de testare, nu știu, protecția pietonilor sau mai știu eu ce. Cel mai probabil protecția pietonilor acolo, da, ar fi greu. Și în America americanii nu țin cont de chestia asta. Să obții punctaj maxim la acest aspect. Care este cea mai scumpă opțiune pe care o poți pune pe o mașină? Pe mașină. Să zicem, cea mai scumpă opțiune ar fi de fapt un pachet, pachetul VIP. Okay. Dar acest pachet conține mai multe opțiuni, cum ar fi jantele, okay, pe care le vedeți și pe mașina asta, scaunele cu ventilație și încălzire. Am văzut acolo, scuză-mă că te întrerup, am văzut acolo, e posibil să greșesc, dar am văzut că poți opta la unul dintre pachetele astea să-ți vină scaune Recaro, dar nu mai ai încălzire și ventilație. Clar. Adică ți alegi între încălzire și ventilație sau Recaro. Clar, vrei, da, o mașină cu care, okay, da, majoritatea clienților, de exemplu, dacă își cumpără un 5 litri, să meargă doar în weekend cu el și probabil pe circuit, să dea pe circuit cu el, aleg Recaro. Majoritatea clienților de 2-3 folosesc mașina de zi cu zi și atunci au nevoie de confort. Bun. Salutare, ne zice Leonard Nikita, 17. Mustangul are mod de drag? Dacă da, ține singură frâna să faci burnout? Da, are mod de drag. Hai să facem așa, hai să răspundem la prima întrebare asta cu modul de drag. Deci are mod de drag, da, și aici aș vrea să intrăm puțin mai mult în aceste moduri de condus, pentru că eu nu am putut să le prezint oamenilor dacă atunci când schimbăm modul de condus din sport în drag sau drag strip, ceva de genul ăsta, da, sau racing, n-am știut să le spun oamenilor dacă se și modifică ceva în comportamentul mașinii. Adică dacă mașina merge cu mai multă putere, dacă răspunde altfel la accelerație, dacă se schimbă ceva la direcție și așa mai departe. Da, nu are modurile acestea doar de dragul le avea. Da, da, adică nu schimbă doar bordul, știi? Nu. Fiind o mașină destul de puternică, modul Snow Wet, de exemplu, pe care l-ai văzut, da. Chiar te ajută ca mașina să te ierte, corect, în anumite situații. Modul sport și racetrack, diferența este undeva la faptul, la sistemele de siguranță, la race, la track, dacă te dai pe circuit nu mai ai sistemele de siguranță, dar da, față de confort, răspunsul accelerației este altul, okay. Direcția se întărește, suspensiile se comportă okay. Diferit. Legat de sunetul mașinii, iar aici a fost o dispută extraordinară cu oamenii care au văzut că merg cu mașina asta și au ceva, 2, 3, nu se aude, că se aude din boxe, că se aude nu știu cum. Da. E modificat sunetul motorului cu ajutorul boxelor în interior? Da, dar pentru cine vrea să aibă un sunet, nu știu, mai real, sportiv, real sau, da, real? Există opțiunea Active Exhaust, da? Adică... pe care eu am testat-o pe 5 litri și într-adevăr, dacă mergi prin, pe străduțe în București, poți să deranjezi vecinii sau poți să nu deranjezi vecinii. Da. Zboară borcane sau nu zboară borcane, cum vrei. Da. Exact. Deci există și opțiunea de a monta din fabrică un eșapament cu clapetă, în momentul în care doriți ca mașina să se audă tare, se aude, în momentul în care doriți ca mașina să fie silențioasă, că ați ajuns la bloc sau la casă sau în cartier la 4 dimineața, nu deranjați toți vecinii, exact. Există acel buton și mașina merge mult mai silențios. Eu le-am spus oamenilor că de părere că nu mă interesează de unde vine sunetul atât timp cât el există. Important dar fiecare, te face să te simți mașina. Fiecare cu discuția lui. Iar aici ne întreba, după ce am clarificat discuția de modurile de condus, ne întreba dacă mașina ține singură frâna să faci burnout. Băieții de la BDT Ford Store au spus că n-au testat pe propria piele. Nu am testat dacă mașina face burnout singură cu cutie manuală, cu cutie exact. Automată o face 100%. Am văzut și noi că face chestia asta, burnout-ul singură. Eu personal am testat și am simțit că mașina m-a ajutat să fac burnout mai ușor decât mi-eșea cu alte mașini. Nu știu să vă spun dacă la cutia manuală există, puteți să ne lăsați în coment acolo pe YouTube, să ne spuneți. O să vorbesc eu cu clienții mei și eventual o să vă las în coment să vă spună un coment să exact. Vedem care este modul de a face burnout. Eu am simțit ca un ajutor așa la frână, pentru 2-3 secunde îmi ține el frâna singur și atunci pot muta picioarele pe pedale pentru a face burnout mai ușor. Asta am simțit eu. Nu știu dacă este adevărat sau nu. Ne spuneți voi în comentarii. Ne întreabă Călin Dobrescu dacă mașina este dotată cu diferențial LSD din fabrică. Da, e în standard. E în standard încă de pe 2.3. Cred că ajută foarte mult și la modurile de condus. La Snow-E, de exemplu, cam asta face. Da, un diferențial blocabil pe axa spate, în zăpadă, vă scoate din încurcătură. De ce? Pentru că mașinile normale care nu au acest sistem învârt o singură roată și în momentul în care roata are cea mai puțină aderență, mașinile transmit puterea acolo. Automat, având un autoblocant, un sistem de autoblocare, mașina trage cu ambele roți și vă poate scoate mai ușor din situații neplăcute. Ne întreabă Rachieru Irinel ne întreabă dacă este adevărat că primul Mustang a fost conceput de un român. Da, era de origine. Avea ceva, era în echipă, legătură, era și el în echipă. Exact. Nu putem să facem afirmația că a fost creat de un român 100%, dar a fost și un român acolo. Da. Bun, ne întreabă Alexandru Paul ce diferențe sunt între cele de America și cele de Europa. Stopurile, ok? Da, știți că iau semnalizarea altfel. Da, vin cu alte lumini. Bun. Exact. Ne întreabă un băiat cu un ID destul de greu de citit dacă mai vrea să meargă pe trotuar peste oameni. Bine că aici pe trotuarele astea nu avem oameni, știi? Da, noi în discuțiile noastre prietenești cu prietenii noștri de la BDT Ford Store am ajuns la concluzia că majoritatea conducătorilor de Ford Mustang, tipologia clientului, nu, oamenii nu sunt înclinați spre motorsport, ei sunt înclinați pe o mașină sport, GT, cu care să meargă, să se plimbe și așa mai departe și probabil că în momentul în care te ia valul și scoți sistemele, mașina nu este așa de ușor de controlat. Nu este pentru toată lumea. Are 300 de cai. Totuși are 300 de cai, vine cu un diferențial LSD pe spate, are tot confortul din punctul ăsta de vedere, vine cu brațe pe spate. Toate sistemele de siguranță. Da, toate sistemele de siguranță. Iarăși un mare lucru că le poți scoate. Au două trepte pentru sistemul de traction control sau ESP. Dacă vrei să încerci, apasă doar 2 secunde, încerci, mașina este destul de permisivă, exact cum vă spuneam și în review, încercați să faceți asta acolo unde locul vă permite, nu în situații riscante și foarte strâmte, ca să zic așa. Dacă îi faci soft mașinii, pentru că ne bucurăm de un motor turbo și eu tot timpul le spun oamenilor că trebuie să aleagă varianta asta de motor turbo, că e foarte simplu să crești puterea motorului și safe simplu în același timp. Da. Și ne întreabă un băiat, dacă spune, dom'le, dacă îi faci soft mașinii în timpul garanției, pierzi garanția? Orice modificare a sistemului, nu știu, electronic al mașinii, electric, că pui și o alarmă. Corect. Da, se pierde garanția. Da. Exact. Cât este garanția pentru Ford Mustang? Că uite, dacă tot am intrat în subiect, 2 ani fără limită de kilometri, cu posibilitatea extensiei de garanție. Dacă mă întreb ce conține, probabil asta ar fi o întrebare pertinentă, ce conține garanția, orice defect ar putea apărea din cauza unei fabricări. Da, orice defect care se demonstrează că a apărut din fabrică și nu ulterior. Exact, nu vorbim de consumabile, plăcuțe de frână sau știu, ai luat o groapă și s-a spart ceva, s-a rupt ceva la articulație și vrei garanție. Exact. Am înțeles. Ultima întrebare pe care o citisem și am zis că e ultima, dar am uitat-o instant, este de la Alexandru Gurău, 14, și spune așa: virează și cu roțile de pe spate. Era chiar culmea la banii ăștia, frate, să vireze și cu roțile de pe spate. Nu o face, nu virează cu roțile spate. Dar poți să spui că virează cu spatele dacă vrei. Poate să te depășească spatele la un moment dat. Câteodată îți mai dă flash-uri pe audio, am încercat. Iarăși vă spun, nu uitați să lăsați sistemele cuplate, pentru că mai ales dacă nu ați făcut un curs trebuie neapărat să faceți un curs de pilotaj, să învățați, să înțelegeți ce se întâmplă acolo cu mașina și după aia, Doamne ferește, nu zice nimeni, vă jucați cu ea cât vreți voi și cum vreți voi. Eu îți mulțumesc pentru disponibilitatea de a accepta un interviu din partea noastră, că știi că nu menajăm pe nimeni. Și eu vă mulțumesc și încercăm să fim cât se poate de sinceri și de reali. Și uite, tu ești aici martor. Asta apreciem foarte mult și noi. Tu ești aici martor că acest material s-a filmat dintr-o bucată, nu am regizat, nu am editat și n-am făcut nimic. El chiar este angajat la BDT Ford Store. Da? Dacă doriți să cumpărați un Mustang și îi spuneți lui că ați văzut review-ul pe STACS, vă garantăm că veți primi niște bonusuri acolo la băieții de la BDT Ford Store. Vă mulțumim pentru atenție. Dacă vi se pare util și interesant sau amuzant, nu uitați de subscribe, nu uitați de clopoțel. În momentul în care dumneavoastră apăsați clopoțelul, veți fi notificat de fiecare dată când noi vom posta orice la noi pe canal. Că e car review, că este interviu cu mașină nouă, că este serialul cu Toyota, că sunt materialele extra sau mai știu eu ce ne mai trece prin cap pentru 2019. Ne vedem când ne întâlnim.